tuturor pentru că ați, ați așteptat încheierea primului tur al alegerilor din USR pentru funcția de președinte. La ora 12 s-au încheiat alegerile, 11.333 de colegi au votat în acest tur din 25.607 cu drept de vot care au primit linkul pentru vot. A fost un vot electronic, a durat aproximativ o oră și ceva, decriptarea prin serverele sistemul providerului pe care îl folosim de ani de zile pentru tipul ăsta de voturi în USR. Avem în statut vot electronic pentru alegerea președintelui. În urma decriptării acestor voturi electronice, rezultatul este următorul. Gabriel Filip, 310 voturi. Radu Hosu, 1471. Cristian Zeidler, 1873. Și Elena Lasconi, 7701. Cu un procent de 68,14% din voturile exprimate, Elena Lasconi este noul președinte al USR. Îi urez succes Elenei și o invit acum în fața dumneavoastră. Hai că am venit. Chiar mă gândeam câte secunde de libertate mai am. Gata, nu mai e. Te pun. Felicitări. Mersi. Felicitări. Mersi. Ah, am emoții. Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată prin vot. De astăzi începe reconstrucția USR-ului și tot de astăzi vom lucra mai uniți și mai determinați ca niciodată, pentru că în joc este pierderea democrației din România. Și poate că nu întâmplător am câștigat aceste alegeri astăzi, de ziua drapelului. Sunt mândră că sunt româncă, iar eu sărbătoresc prin fapte drapelul României în fiecare zi. Și m-aș bucura ca în această seară să-l fluturăm cu toții în piața universității, la Iași, la Constanța, la Satu Mare, în România de dincolo de granițele țării și să ne bucurăm împreună de victoria echipei naționale de fotbal la campionatul european. Concentrarea puterii în mâinile unor partide învechite în rele și mimarea că ar consulta populația românii din 4 în 4 ani le-au adus românilor doar dispreț, furt din buzunarele celor care muncesc și sunt de bună credință și muncesc pentru România. Asta a dus la slăbirea statului, din punctul meu de vedere. Puterea poporului înseamnă putere în fiecare zi și nu doar o dată la 4 ani. Puterea cetățeanului înseamnă să ai o viață într-o țară mândră și respectată, în care să-ți dorești să-ți crești copiii și să nu îți dorești să pleci din țara asta cu gândul că în altă parte e mai bine și că sistemul funcționează. La Câmpul Lung, în prima capitală a țării românești, am demonstrat că pot să construiesc punți între oameni, între generații și că pot să reunific oamenii în jurul unor valori, cum ar fi munca, respectul față de oameni și eficiența în a reconstrui societatea. Asta o să fac și în USR și o spun cu mare încredere. Așa cum e într-un oraș, când câștigi primăria cu majoritate, reprezinți după alegeri fiecare cetățean al acelui oraș. Așa o să fac și în USR. Suntem o echipă, iar eu toată viața am lucrat în echipă. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă ne permiteți o întrebare, da, 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 da. Digi24, acum că ați câștigat șefia partidului, vă asumați oficial și candidatura la prezidențiale în Palatul Cotroceni? Da, o să-mi depun candidatură, pentru că, după cum bine știți, pe data de 29, adică sâmbătă, o să avem congres. Și în USR funcționează democrația și probabil că o să avem mai mulți candidați care își doresc să devină candidatul USR-ului pentru funcția supremă în stat. Iar eu îmi voi depune această candidatură pentru sâmbătă. Trebuie să o fac cel târziu mâine. În cazul în care nu veți avea majoritate în biroul național al formațiunii, vă mai dați demisia după 20, așa cum spuneați? Voi avea majoritate. În
acest moment candidează și domnul Fritz de la Timișoara cu propria echipă și din informațiile noastre ar fi favorit. Ar fi susținut de majoritatea filialelor. În acest caz, ce veți face? Voi avea majoritate. Spuneți-mi ce transmiteți membrilor USR în condițiile în care astăzi peste jumătate dintre ei nu au votat de niciun fel. Da, trebuie să înțelegeți de ce s-a întâmplat asta și dacă nu sunteți în familia USR, nu simțiți asta în momentul de față. Gândiți-vă că până acum, atunci când am avut alegeri, am avut multe luni înainte în care de pregătire, de dezbatere electorale interne și așa mai departe. Acum gândiți-vă că am avut câte zile au trecut? De 16 zile au trecut, a fost foarte din scurt. Înainte, noi așa am fost obișnuiți. Să rumegăm încet, să vedem, să urmărim fiecare candidat pentru funcția de președinte al USR-ului, iar acum a fost un pic cam din scurt, nu mai pune la socoteală că e și frumos afară, e de plecat cu familia la mare, la munte. Ar putea fi interpretat absentismul ca un vot de blam? Nu, nu, 100% nu. Eu vă spun că din cum simt eu colegii, își doreau poate să aibă mai mult timp, nu știu, mai ardelenește așa. Este clar decizia USR că Uniunea va avea propriul candidat la prezidențiale și eventual să îl deschidă și la alianțe pentru a-l susține pe acela? Nu vreau să discut despre alianțe, sunt o persoană a dialogului. Am văzut, de exemplu, că și liderii PNL și-ar dori să discute cu USR. Eu sunt deschisă la dialog cu toată lumea. Însă nu se va întâmpla sub nicio formă să ia Elena Lasconi o decizie de alianță. Așteptăm ziua de sâmbătă, adică mai degrabă ziua de duminică, în care să avem și un birou național nou. Și doar în urma consultărilor cu colegii mei din biroul național, cu consultarea comitetului politic și de asemenea și prin consultarea cu colegii mei care sunt în filiale din țară. Pentru că e foarte important să nu fii pus în situația în care să ai o alianță făcută pe genunchi și să se comunice la telefon sau să afli de la televizor că ești într-o alianță politică. Până una alta trebuie noi să ne reunim acum forțele și să mergem înainte cu toată încrederea. La alegerile europene și locale a candidat Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară și am văzut acel spor dezastruos, a și recunoscut fostul președinte al USR. Ne puteți spune dacă aveți discuții cu Ludovic Orban despre candidatura la prezidențiale, dacă se mai păstrează acest format de alianță? Nu cred că se mai păstrează așa cum îl simt eu acum, dar aici nu este vorba despre Elena Lasconi, președintele din momentul ăsta al USR-ului, ci este vorba de a lua o decizie împreună cu conducerea. Conducerea nu înseamnă doar președintele, înseamnă și biroul național, de asemenea și consultarea cu comitetul politic din care fac parte aleșii. Și neapărat vreau să țin legătura și cu cei din filiale, pentru că acolo au fost foarte multe meciuri în urma acestei alianțe și eu știu situații ciudate care s-au întâmplat și noi am pierdut în multe localități consilieri locali și consilieri județeni tocmai pentru că nu am făcut pragul acelei alianțe. Pentru că vorbeați de biroul național, pe cine vă doriți pe lista dumneavoastră pentru acest birou național? Am mai multe nume pe lista mea, inclusiv city managerul de la Câmpul Lung, Ioana Marcu, care este o fată extraordinară și care cred că în momentul de față este cel mai bun city manager din România. De asemenea, îl am pe listă și pe Lucian Viziteu, primarul reales al Bacăului, pe Cristina Prună, pe Radu Mihaiu, pe Claudiu Năsui. Sunt mai mulți oameni pe listă, dar aici nu este vorba despre asta. Vreau să înțelegeți un lucru. USR-ul este singurul partid în care se respectă cu strictețe democrația. Și eu sunt sigură că noi vom putea să lucrăm împreună, mai ales într-un moment ca acesta. Cum vă face în condițiile în care dumneavoastră locuiți la Câmpul Lung și aveți responsabilități? Da, imediat vă voi. Cum veți conduce partidul? O să faceți naveta București, Câmpul Lung? Eu mi-au treaba în serios. Nu fac niciodată, nu încep lucrurile și să merg cu jumătăți de măsură. De când sunt primar, eu nu mi-am luat concediu decât 2 zile atunci când am avut o operație pe coloană. Și am fost full la primărie, am foarte multe zile de concediu de luat și ceea ce este cel mai important și asta i-a jucat și pe colegii care sunt acum în primărie să facă lucrul acesta, echipa mea zbârnie, deci funcționează foarte bine pentru că eu încă din prima zi
în care am devenit primar, am crescut o echipă în jurul meu și asta vreau să fac și în USR și pot să deleg unor oameni toate atribuțiile pe care le am și de asemenea am început să cresc cu oameni care să poată să-mi ia locul. Nu m-am gândit că o să vin să candidez la USR, să poată să-mi ia locul dacă o să îmbătrânesc și să continue proiectele bune pentru dezvoltarea, pentru dezvoltarea orașului. Asta ar trebui să facă un lider și eu voi fi la București în toată această perioadă, deci îmi voi lua concediu de odihnă pentru că am tot dreptul să fac asta. Nu știu, așa a lucrat Dumnezeu să nu-mi iau până acum și acum să am atât de multe zile de concediu pe care le pot lua. Legat de alegerile prezidențiale, l-am auzit în trecut spunând pe Nicolae Ciucă, liderul PNL, că nu are scut de o colaborare cu USR în vederea acestor alegeri. Dumneavoastră, din postura de președinte nou ales al USR, luați în calcul poate să colaborați cu PNL, să susțineți candidatul PNL pe Nicolae Ciucă? Nu cred că colegii mei vor vota vreodată în viața lor asta, la cum îi cunosc eu și credeți-mă, știu spiritul și simt spiritul acestui partid, dar, repet, sunt deschisă dialogului cu toată lumea care spune că are, e de dreapta sau că e de centru-dreapta, da, sunt deschisă dialogului, dar toate deciziile astea, că noi să susținem pe altcineva, eu cred că sunt, e exclus să susținem pe altcineva la prezidențial. Am înțeles politica dumneavoastră de deschidere, dialog față de orice formație de dreapta, totuși dumneavoastră nu a fost în președintă, veți merge atât în comitetul politic, ci în fața biroului politic național, cu o propunere sau mai multe. Da. Care este viziunea dumneavoastră, strict a Elenei Lasconi, cu privire la modul în care USR ar trebui să participe la prezidențiale și parlamentare? Singur. Părerea mea este că singur și trebuie să ne unim acum forțele dacă vrem să câștigăm aceste alegeri și eu cred cu toată ființa mea că se va întâmpla acest lucru, atunci ne vom pune fiecare tenis în picioare cum am eu astăzi și vom merge printre români pentru a le câștiga încrederea românilor, trebuie să fii printre ei și să transmiți mesaje scurte și foarte clare. Dacă vrei să câștigi inimile românilor, fără să-ți propui asta, fără să ai o strategie sau nu știu ce consultanți în spate, atunci trebuie să cobori acolo unde politicienilor le este frică să coboare, acolo unde este durere, unde este foame, unde sunt câte 7 copii într-o cameră, acolo trebuie să cobori. Și eu asta pot să fac. V-aș întreba și despre colaborarea cu Biroul Național. Înțelegem că este o listă propusă de Dominic Fiț, alta de Vlad Voiculescu. Sunt multe, s-ar putea să fie 10. Întrebarea este dacă admiteți că domnul Fiț cu domnul Snyder și Vlad Voiculescu ar putea să facă o echipă comună pentru Biroul Național, ceea ce înseamnă că nu este neapărat în alianță cu dumneavoastră, pentru că sunt iată alți lideri care au propus alte liste. Cum vedeți această... Eu sunt sigură că dacă îl sunați astăzi pe Dominic, el o să spună că o să fie cot la cot cu mine. Eu vă spun sigur că eu o să lucrez cot la cot cu Dominic. Și cu Vladimir. Și cu toți userezii, ca să zic așa, așa le zic eu, usereilor userezi. Care ar fi primele trei măsuri pe care le aveți în vedere în ceea ce privește organizarea poate internă? Ce veți face în interiorul? Mai avem foarte puțin timp până la congres. Am încercat și astăzi să vorbesc despre pregătirea congresului. E foarte scurt timpul. După ce terminăm aici, o să mergem la celălalt sediu și să stăm pe programul pentru congres și apoi mai vedem. Sunt multe de făcut. O să-l sun pe Nicu Șordan. O să-l sun pe Nicu Șordan, sper să-mi și răspundă. Eu număr cu 3 de 0 în coadă, o să te sun, că am așteptat să văd care este rezultatul de astăzi și mi-aș dori foarte mult să-l invit și la congres, dacă are disponibilitate, dacă o fi în localitate, nu știu ce planuri are Nicu Șordan. Sau nu știu, eu nu o să trag de nimeni. Deci gândiți-vă că noi o să pierdem foarte multă energie dacă stăm să ne gândim acum și să vorbim cu toată lumea. Vorbim cu toată lumea, suntem deschiși dialogului, dar noi trebuie să ne unim. Pentru că suntem mulți, pentru că suntem buni, știu asta, dar trebuie să ne focusăm și să ieșim în stradă, pentru că mai avem foarte puțin timp și trebuie să strângem semnături. Tocmai de asta ați vrea să-l convingeți pe Nicu Șordan să revină în USR? Eu nu vreau să conving pe nimeni de nimic. Eu am ideile mele, eu trăiesc pentru țara asta, lupt pentru țara asta. Dacă crede că se poate întâmpla asta, eu m-aș fi mai mult decât bucuroasă să se întâmple. Doar că
Toată viața mea am încercat să nu impun nimănui nimic și am lăsat oamenii să fie liberi. Cum veți ajunge la românii din mediul rural? Pentru că, în general, acolo încep. Este un partid al orășenilor. Nu, n-ați înțeles. Eu de acolo încep. Dacă înainte, prima dată, se alegea un oraș mare, unde se ducea președintele partidului, eu vă spun că o să încep exact de pe ulițele satelor. Invers o să se întâmple. În spațiul public deja sunt sondaje privind alegerile prezidențiale. Mircea Geoana și Marcel Ciolacu sunt foarte bine cotați la momentul de față. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră, din estimările dumneavoastră, Elena Lasconi ajunge în turul 2 la alegerile prezidențiale? Da, categoric, și voi câștiga. Față în față cu cine? Nu contează cu cine, nu are importanță, nu mă interesează care este al doilea. Mă interesează ce îmi doresc eu foarte mult. Nu am încredere în sondaje. În 2020, când am candidat, cred că mă puneau pe locul 4 și am câștigat cu 57%. Și atunci era un scor istoric, acum aproape 70%, așa cum am făcut și la alegerile de la, pentru președintele USR. Și acum, ca să rămână poate istorie, că avem cu toții camerele, cum se poziționează Elena Lasconi în ceea ce privește familia tradițională? Știm că este motivul pentru care ați ajuns să fiți retrasă de pe lista europarlamentară. 100%, v-am spus, am o singură sensibilitate cu căsătorie. Căsătoria o văd dintre un bărbat și o femeie, sau dintre o femeie și un bărbat, ca să nu pune primul, și susțin parteneriatul civil cu toată ființa mea, fără nicio discuție. USR-ul este un partid de dreapta, un partid pro-libertate, și eu cred că statul nu are de ce să intervină în dormitorul nimănui și în viața nimănui, ci statul ar trebui să se ocupe să facă în așa fel încât oamenii să trăiască mai bine aici și să nu își dorească să plece din țara asta. Asta e cel mai important. USR este cel mai progresist partid, am putea să se dorește, și dumneavoastră ați ajuns acum să-l conduceți. Sunt oamenii care își doresc să aibă acest drept. O să vă contrazic. Nu, o să vă contrazic. Singurul partid progresist, cel care spune progresist, este PSD-ul. Și eu nu am auzit, și este și declarat, dacă căutați, intrați să vă uitați, eu nu am auzit vreodată să-l fi întrebat pe Ciolacu despre treaba cu gay. Ce părere are el? Că ei se declară progresiști. La noi nu spune nicăieri că suntem progresiști. Dacă ziceți că nu este USR un partid progresist, nu, partidul... Ideologia, mă rog, am înțeles, pe dreapta, centru-dreapta. Centru-dreapta, partid pro-libertate, aia înseamnă respect față de cetățean, statul nu trebuie să intervină în viața omului. Legislația parlamentarilor USR poate să propună un proiect de lege pentru instituirea parteneriatului civil? Eu îl avem pe Ionuț aici, cred că noi l-am și propus și nu, n-au dat drum mai departe. Da, sunt proiecte pe circuit. Sunt. Va trebui să fim la două în altă parte. Mulțumim mult tuturor. Mulțumim, o să mai avem oportunități. Mersi, dar știu că există proiectul deja. Mă interesa dacă veți considera a fi o prioritate, să zicem. Este. Toate sunt priorități în țara asta care se confruntă cu sărăcie și cu inflație, dar văd că oamenii sunt mai interesați de cancanuri. Eu iau foarte în serios asta și din toate discuțiile pe care le-am avut cu cei din comunitatea LGBT, să știți că ei sunt foarte supărați pentru că sunt folosiți cumva ca masă de manevră în alegeri. Din 4 în 4 ani se aduce vorba despre ei, dar de fapt nimeni nu are aplecare serioasă asupra parteneriatului civil. Noi avem proiect, din câte știu, nu știu ce stadiu s-a oprit. Eu un proiect mai vechi, semnat de mai multe partide, atunci să vedem dacă ăla e cea mai bună variantă sau punem un nou. Mulțumim mult de tot! Mersi, la revedere!